Bună, dragii mei, bine ați venit la Memory Flow. Astăzi vorbim despre ceva simplu, pentru că, din punctul meu de vedere, ce este cu adevărat frumos nu trebuie să fie teribil de complicat. Rămâneți cu mine pentru că vă voi prezenta Le Bleu d'Issey. Le Bleu d'Issey a fost lansat în 2004 și este foarte tentant să-l considerăm un flanker pentru faimosul casei, masculinul L'Odyssée pour Homme, care este un parfum din anii 90, cred că 1994, însă Le Bleu d'Issey nu a fost lansat pe post de flanker, pentru că olfactiv nu are niciun fel de legătură cu L'Odyssée pour Homme. Și este foarte bine că este așa. L'Odyssée pour Homme, să vorbesc un pic despre el. L'Odyssée pour Homme este un, probabil știți, este un monument al acvaticilor anilor 90, pentru că vine cu acea notă de calone, care a fost un staple pentru acvatice în general și care a avut, după cum știți, un succes fenomenal, de unde și pleiada aceea de flancăre, care cred, și ediții speciale, care cred încă că ies și astăzi. Din acest motiv, când am văzut Le Bleu d'Issey, am fost tentat să cred că este un flanker și pentru că mai avea și denumirea de bleu, mă așteptam la un acuatic aspru, însă, surpriză, aspru e, însă deloc acuatic. Le Bleu d'Issey este un parfum deloc albastru, dimpotrivă, impresia de culoare pe care acesta o dă este un verde, un verde intens chiar, însă imediat vorbim și despre miros. Le Bleu d'Issey îl are ca nas pe Jacques Cavalier, care mie îmi place foarte mult deoarece mi-a mai făcut multe parfumuri preferate, precum Bulgari Aqua, O Parfumée au Thé Blanc, Bulgari pur om, deci câteva bulgari serioase și, bineînțeles, L'Odyssée pur om. Nu știu succesul de care s-a bucurat Le Bleu d'Issey la lansare, însă bănuiesc că nu a fost unul foarte mare, iar în zilele de azi, în zilele noastre, cred că este aproape uitat de lume. Și oare de ce să fie așa? Pentru că, așa cum am spus, numele induce un pic în eroare, iar mirosul cu siguranță nu este pe placul tuturor. Și acum hai să vedem ce este cu el. Bun. Hai să vedem notele. Notele pentru Le Bleu d'Issey sunt, în deschidere, lime, mandarină, portocală, rozmarin, apoi ghimbir, lavandă, piper, ienupăr, chiparos. În bază are ambră, oak moss, patchouli, santal și cedru. Totuși, acum că vedem lista de note, ne dăm seama că parfumul este totuși suficient de complex, chiar dacă eu am spus că este un miros simplu. Asta pentru că amestecul este foarte bine făcut, iar multe din note, o să vedem, sunt doar de susținere. Acest parfum are ca DNA sau ca pilon de susținere un acord format din rozmarin, chiparos și cedru. Iar așa cum am spus, el este un miros verde de la început până la sfârșit. Citricele acelea din deschidere nu se simt mai pe nicăieri, însă sunt acolo pentru a exalta acel rozmarin. Și din start ne dăm seama că avem de-a face cu un fujer verde condimentat. Corpul parfumului este oferit de chiparos, care vine cu acel miros coniferic, camforos, care desfundă sinusuri. Este un chiparos destul de violent, așa cum e chiparosul de obicei când nu e îmblânzit.
mai ales dacă este combinat cu ghimbir și cu piper, cum este aici. Dry down-ul este un pic mai potolit și merge către un cedru proaspăt și un paciuli care are un aspect mai degrabă mentolat în Loblaw Odyssey. Per ansamblu, acest parfum miroase ca o pădure, este un miros lemnos, însă care se duce mai mult către componența verde, către partea verde a lucrurilor, către partea proaspătă, către partea rășinoasă, ca un lemn proaspăt despicat, mai degrabă decât să se ducă către partea de rumeguș, de lemn uscat. Când l-am mirosit prima dată în 2004, vreau să spun că nu mi-a displăcut total acest parfum. Mi s-a părut din zona parfumurilor de cameră, ca un air freshener, însă i-am acordat a doua și cred că și a treia șansă și acum sunt la a treia sticlă, cred, pentru că nu sunt sigur. S-ar putea să fie a patra și chiar dacă din sticla asta mai am puțin, mai am cumpărat o sticlă neîncepută pentru că atât de mult îmi place și nu mă imaginez în momentul de față fără el. De ce îmi place acest miros? Pentru că, așa cum am spus de multe ori, mie îmi plac foarte mult mirosurile evocative. Și acesta este un miros evocativ și ca un fan al muntelui, al pădurilor, al timpului petrecut în aer liber, nu am cum să iubesc un parfum care miroase atât de coniferic, atât de proaspăt și atât de natural. Are în el o măiestrie cu care sunt redate mirosurile astea de conifere și de ienupăr mai ales. Eu cu ienupărul sunt extrem de familiar de la munte și tot timpul i-am gustat acele bobițe amărui și acest parfum are foarte mult ienupăr. De asemenea, îmi mai aduce aminte de copilărie, de bradul de Crăciun, dar fără să fie un miros crăciunistic de iarnă, da? Îmi mai aduce aminte de gin tonic datorită boabelor de ienupăr și, de ce nu, de un mănunchi de rozmarin pus la uscat. De asemenea, îmi place pentru că nu e un miros obișnuit, nu e un miros convențional, nu e ceva ce întâlnești aproape deloc în jurul tău, in the wild. Este un parfum extrem de underrated, care trece pe sub radarul multor oameni, cred. Însă, înțeleg cumva de ce e așa, pentru că cred că este un miros destul de dificil de plăcut. Poate părea simplu, poate părea neinspirat, însă eu sunt un fan al simplității și de multe ori cred că simplitatea, așa cum am spus, simplității nu-i trebuie mare lucru, da? Deci unui parfum reușit, nu cred că-i trebuie cine știe ce complexitate pentru a fi aproape perfect. De asemenea, este un parfum care mi-a adus complimente, cui pasă de acest lucru, pentru că eu port un parfum pentru mine, nu pentru complimente, însă, da, se pare că este complimentat. Este un miros destul de neobișnuit și cred că din acest motiv și atrage, face curios. În termen de performanță, Loblaw Odyssey este un parfum care nu evoluează teribil de mult. Se deschide verde aromatic, ușor ușor devine verde picant, pentru ca apoi să se liniștească într-un coniferic rășinos și este proaspăt pe tot parcursul. Este absolut potrivit pentru vreme călduroasă, extrem de călduroasă chiar. Are o performanță de aproximativ 7 ore, o performanță bună, decentă,
cu un sillaj mediu în primele 2 ore. Este un parfum discret, nu este genul de parfum gălăgios, dar care are și oferă o distinție elegantă. Ca preț și disponibilitate, L'Eau Bleue Dissay se găsește sau s-a găsit, vorbim imediat, în flacoane de 40, 75 și 125 de mililitri, însă cel mai probabil veți găsi flacoane ca acesta de 75 de mililitri. Habar n-am, nu știu să vă spun dacă acest parfum se mai produce. Poate știți voi mai bine ca mine, eu încă nu am găsit o informație demnă de luat în considerare. Pentru că pe site-ul oficial, pe Issey Miyake, el nu mai este pomenit, el nu mai există pe nicăieri, dar se găsește foarte lejer online. Eu nu cred că nu se găsește, deci l-am găsit chiar de curând. Se găsește online și are și un preț destul de bun, pe undeva pe la vreo 100 de lei. Și din cauza asta, și datorită prețului, vreau să spun că este un parfum foarte subapreciat și cred că ar merita mai multă atenție. Este un parfum foarte valoros, mai ales la prețul pe care l-are. Și pentru fanii fujer, de un fujer puțin atipic sau celor cărora le place să își petreacă timp în natură, ar trebui să vadă ce e cu parfumul acesta. L'Eau Bleue Dissay este un parfum pe care îl recomand cu toată căldura, iar dacă cumva l-ați ocolit crezând că este vreun flanker acuatic generic, vă invit să-i acordați o șansă. Dragii mei, sper că v-a fost de folos acest review. Scrieți-mi părerile voastre și experiențele voastre cu acest parfum și nu numai în comentarii ca să încingem o discuție acolo. Abonați-vă pentru mai multe review-uri și nu uitați, purtați doar ce vă place, nu ce vi se spune să purtați. Pe curând!